Bazinul din spatele meu stă închis de un an de zile. Dacă mai stăm mult timp închis, s-ar putea să ne invite la pescuit, nu la scăldat. Punctul.ro. Nu numai știri. Bună ziua! Bine ați revenit la Punctul Alb și Punctul Negru. Suntem la a treia ediție, suntem pe punctul.ro, site-ul punctul.ro. Ne găsiți pe YouTube, pe punctul.ro de asemenea. Este canalul nostru de YouTube care a adunat deja 800 și ceva de urmăritori, ceea ce este foarte bine și vă mulțumim mult că vă abonați. Ne găsiți pe Facebook, avem o comunitate de 16.000 de oameni acolo. Pe Instagram ne apropiem de 1.000 de oameni, deci începem să creăm comunități, începem să ne dezvoltăm, începem să contăm și în online, așa cum am sperat să contăm întotdeauna în mass media locală din județul Mureș și regională, că este întreg județul Mureș. Bine ați venit în studiourile Punctul. Ca de obicei, studiourile Punctul sunt județul Mureș. Suntem astăzi într-un loc foarte bine gândit, o să vedeți și de ce. Și să trecem, zic eu, la punctele albe și punctele negre. Încep prin a vă spune că astăzi, vineri, când filmez acest video, s-a deschis lacul Ursu. Noroc cu mama natură că ne dă lacul Ursu, ne dă și alte lacuri naturale, că dacă ar fi să ne luăm după autorități și după oamenii care ne conduc, probabil că ne-am bălăci la Sfântul Așteaptă. Bazinul din spatele meu stă închis de un an de zile. Dacă mai stăm mult timp închis, s-ar putea să ne invite la pescuit, nu la scăldat. Și aici cred că va fi și primul punct negru pe care îl acordăm astăzi, un punct negru special, pentru că avem și contextul ideal pentru acest punct negru, în ideea în care, știm cu toții reușita lui David, și pentru că avem primul punct alb pe care l-am acordat săptămâna asta. Punctul alb se acordă notătorilor mureșeni care fac de ani buni performanță atât în plan local cât și internațional, pe care noi i-am promovat de zeci de ori. Ne plac rezultatele lor și cam atât. În spatele meu bazinul stă închis de un an de zile. Avem un punct alb pentru sportivi, avem un punct negru pentru autorități. Am să vă rog să urmăriți în continuare două dintre cele mai importante reușite la nivelul local, nu la nivel local, pardon, al unor înotători proveniți din județul Mureș, care au niște rezultate deosebite, nu la nivel local, la nivel internațional. O să îi vedeți pe amândoi și o să vă rog să luați ca atare această discuție. Mie mi se pare că este groaznic ce se întâmplă, mai ales cu ceea ce este în spatele meu. Așadar, haideți să ne uităm la Henrietta Fangli și la Adrian Nicușan. Trei, Foș Brigita, viitorul Cluj-Napoca. Patru, Fangli Henrietta, Municipal Târgu Mureș. 5, Gâdea Maria, Steaua, București. Luați locurile. După performanțele de dimineață, cea mai bună performanță Fangli Henrietta, Municipal Târgu Mureș, 1:11:55.
Pangli Herieta se desprinde pe culoarul 4. Pangli Herieta, Municipal Târgu Mureș. ...1-0-9-81 pentru Pangli Herieta, o performanță excelentă, felicitări! Felicitări și ție și antrenorului, bravo, bravo! O performanță super notabilă, sub 1 minut 10 secunde. Așteptăm de mult treaba asta și iată, Pangli Herieta a reușit acest lucru. Și domnilor, am plăcerea să anunț încă un record național doborât în această piscină superbă. E vorba de Pangli Herieta la 100 metri bras, nou record național. Bravo Herieta, bravo antrenorului Bartali Carol. Herieta Pangli, 1:09.81, fostul record Cășlaru Beatrice, 1:10.14. Deci nou record național al României. Bravo Herieta, bravo Corci. In lane number 7, the number 1 seed, the defending champ at a UMBC, the 200 IM champion, also a 200-400 medley relay champion here, member of those teams, Daniel Nakusin. Not often where you look at the 200 breaststroke final and you go, look at this lineup. But that's the case here. You got a powerhouse set of dudes out there ready to go here. And we're in. You can expect a very, very tight race here. I know I keep saying tight race over and over again, but you just look at the guys that are in here. Their names we've been saying over and over and over again all weekend. You got a three-man race up at the top here. Also got to look down low at Henry Schemmett. So Schemmett making his presence felt. Looks like he's in fourth place. And it looks like leading the way ever so slightly is Nakusin. But it is really close. Nakusin is there. Looks like Kroon maybe in second. Kroon in second. Now Board is pulling up into second. Board, Kroon, Nakusin, Schemmett is there as well. It's too close to call right here. Way too close to call. You got Nakusin who's got the advantage, but then you look at Kroon in second, you look at Board in third, they're within striking distance, and then down low in lane number three, there's Schemmett. Nakusin, though, now starting to pull away. He did that late. The race didn't start this way. Here's the turn for Nakusin. So now making the turn, Nakusin starting to separate here as he would like to repeat as champion. Now into second, it's Board. So now it'll be between Nakusin and Board unless Kroon's got another push in him. Schemmett has also fallen off the pace a bit. Here comes Board down the stretch. Here comes Nakusin. He's going to win the championship. Board is going to finish second. What's the time going to be on Nakusin? 1:57.56. We've got a new America East record. 1:57.56 beats the record by more than a second while defending his championship. So another record falls here on the weekend. This time it's Daniel Nakusin from UMBC. Ei, ce ziceți? Au rezultate oamenii ăștia? Au, așa zic și eu că au. Dar stați că n-ați văzut tot. Haideți să vă arăt încă ceva foarte interesant. Am de la 3 cluburi sau 4 cluburi din Târgu Mureș, rezultatele la înot, diferite tipuri de înot, diferite stiluri de înot, din ultimul an, atenție, ultimul an. Vă arăt așa, ca să se vadă, sunt 10 pagini,
10 pagini pe care nu am cum să le iau pe toate la rând și să îi zic pe toți, dar sunt sute de rezultate bune, fără exagerare, și aici am doar 3 sau 4 cluburi din jurul clubului sportiv școlar, la care se mai adaugă CSM-ul municipal, unde i-ați văzut pe cei doi sportivi legitimați ai CSM-ului, și se mai adaugă încă vreo 2-3 cluburi de înot, pe care nu i-am aici. Nu am reușit să-i contactez pe toți. Sunt zeci de medalii de aur în diferite probe naționale, în diferite concursuri internaționale, chiar dacă nu toate oficiale. Avem Shanta Nora, de foarte multe ori se vede acest nume, Shanta Nora, Crăciun Alesia, Sharkani Melinda, Shanta Nora din nou, Crăciun Ayana, Veres Rebecca, Morar Bianca, Pfeiffer Hunor, de 13 ani, Pop Tomas, Veres Rebecca din nou, Shanta Nora din nou, Morar Bianca din nou, Pfeiffer Hunor din nou. Să vedem alții. Coman Adina, Cenge Unige, Beniovski Ada, Pop Hunor, Sas Enike, de mai multe ori Sas Enike, Huza Alexandra de mai multe ori, Lăpușan Gabriela, Trela Varhei Jeike, Boko Wilhelm Mogur, Diker Iulia, Pop Tomas, din nou. Aici se repetă. Duo Signore, Holas Biborko, Gajo Anna, Biro Evetke, Tordoi Boglarko, Sobo Vivien, Sobo Timeo, Ormenișan Sara, Beianu Alexandra. Deci sunt Carla Oltean, Biro Evetke, Kerekes Cenge, Urban Ester, Beolaș Kinciu, Ivanus Sofia, Beianu Medea, Anca Denisa, Radu Barbara, Custoș Dora, Solovăstru Ecaterina. Deci sunt zeci și zeci de nume de copii, oameni buni care practică notul și practică notul la performanțe bune, naționale și unele dintre ele chiar internaționale. Avem niște copii extraordinari. În Târgu Mureș avem 3, poate 4 bazine în care acești copii pot să se antreneze. Stema coroanei zace de un an de zile nefolosită. Zace de un an de zile nefolosită. Azi, mâine mergem la pescuit, în ianul l-am notat. Bun, trecem la al doilea punct alb. Punctul alb pentru Road Games, care a decis să promoveze prin jocurile sale municipiul Târgu Mureș. Nu vă ascund că Lehel Volic este unul dintre prietenii punctul. În trecut, foarte mulți ani, am colaborat cu el foarte bine. Este un tip senzațional care gândește bine. Acum are o altă firmă, are o nouă firmă, prin care a adus în Târgu Mureș acest joc. Este de fapt o vânătoare de comoare prin care descoperi frumusețile orașului și prin care Lehel încearcă să promoveze Târgu Mureș pe domeniul pe care este el. Astfel că suntem primul oraș din România prezent pe această aplicație, aplicație pe care el o va dezvolta în mai multe orașe din România. Probabil va urma București, că e cel mai mare și evident atracția cea mai mare, atât financiară cât și turistică și așa mai departe. Cluj și după aia probabil zone turistice unde mai pot fi găsite nestemate din punct de vedere turistic. Așadar îl felicit din nou pe Lehel, mi se pare o idee excelentă și mă bucur că a reușit să facă asta pentru orașul nostru. Felicitări! Trecem la punctele negre. Punctul negru pentru cei care se fac vinovați de surpările în carosabil care duc ulterior și la blocaje în trafic. Ei bine, aici avem... Ăsta e un subiect care
aparent este minor. Nu cred că multă lume își dă seama cât de gravă poate fi acest subiect. Surparea în jurul podurilor sau în anumite zone ale orașului, cum a fost surpările astea, să încep cu asta. Surpările au fost, nu a fost unul sau două, au fost deja vreo 4-5 în ultimul an. Lângă podurile de două poduri de la Pocloș, la Cocoșul de Aur în intersecție, cred că a mai fost undeva și în zona Libertății, unde aceste surpări vin în urma spălării sub drum, deci sub partea, să zicem, carosabilă, se spală dedesubt baza drumului, ducând la surparea lui la un moment dat pe o anumită parte, zonă. E un subiect aparent neimportant, dar e un subiect care trebuie să dea de gândit, mai ales primărie Târgu Mureș, deci acest punct de negru nu este acordat actualei administrații. Este mai degrabă un semn de alarmă dat actualei administrații, dar poate fi un punct negru care merge înapoi în administrațiile anterioare. De ce? În momentul în care apare surparea, în momentul în care apar aceste spălări ale bazei drumului, ceva s-a greșit drastic la construcția drumului. Așadar, e un semnal de alarmă mai degrabă. Nu sunt neapărat un super inginer, deși am terminat și o facultate tehnică, dar știu că o surpare nu e neapărat doar o gaură de o jumătate de metru în pământ, ci poate să aibă o bază mult mai profundă, care trebuie să fie analizată de la caz la caz. Știm foarte bine, Târgu Mureș stă pe o zonă cu pânză freatică foarte la suprafață, să nu zicem că râul Mureș a schimbat albia de-a lungul anilor, de-a lungul multelor sute de ani și-a schimbat albia. Deci a trecut și prin oraș cândva la un moment dat acest râu Mureș. Deci avem toate șansele să găsim niște hăuri sub drumurile de prin Târgu Mureș. Există șanse reale să se întâmple niște nenorociri. Toate astea pot fi evitate relativ simplu, trebuie făcute niște analize, trebuie făcute niște măsurători. Eu cred că cu tehnica din ziua de astăzi e de relativ simplu de găsit, dacă este cazul de găsit zonele cu probleme. Ăsta ar fi un punct negru, dar e un punct negru pe care ne l-am asumat în ideea în care trebuie să tragem și semnale de alarmă în oraș. Al doilea punct negru se acordă șoferilor neatenți care distrug mobilier stradal. Acest punct negru trebuie să îl tratăm puțin diferit. De ce? Nu știu dacă întâmplător sau nu, am aflat despre ambele cazuri care sunt cele două imagini la punctul negru, în imaginile de pe site, am aflat că în ambele cazuri nu șoferii care sunt ale căror mașini sunt pozate au fost de vină în cazurile respective, ci de vină au fost alți șoferi care au provocat aceste accidente, iar cele două mașini care se văd în pozele noastre sunt doar, cum ar veni, victima unor întâmplări în trafic provocate de alții. Deci aici trebuie să facem așa un fel de corecție, ca să înțeleagă toată lumea foarte bine ce s-a întâmplat de fapt. În primul caz, unde este mașina argintie, din ce am înțeles eu, exact lângă mașină, în imediată apropiere a mașinii, a avut loc o explozie a unui cauciuc al unui tir sau, mașină de mari dimensiuni. Suflul exploziei și zgomotul și mai departe a speriat efectiv șoferul, care a virat brusc reflex, a virat brusc și a lovit stâlpul. Deci este și nu este șoferul de vină. Respectiv, în imaginea alăturată, unde este un
SUV negru sau închis la culoare, care a lovit un alt stâlp pe bulevardul 1 decembrie 1918, în zona cunoscută de noi Rapid. Acolo a fost o altă problemă, un alt șofer, nu cel al SUV-ului, tăiat calea, l-a acroșat pe domnul cu SUV, iar acesta inevitabil a ieșit de pe partea carosabilă, a intrat pe trotuar și a lovit stâlpul pe care l-a și scos din pământ. În ambele cazuri, această corecție trebuia făcută, e important de precizat. Le mulțumesc celor care ne-au atras atenția, atât pe site, cât și în plan personal. M-au contactat și mi-au explicat situația. Așadar, punctul negru merge către șoferii neatenți, care provoacă accidentele și nu neapărat către cei doi care au și acroșat cei doi stâlpi prezenți în imaginile de pe site-ul punctul.ro. Și al treilea punct negru, pe care deja îl știți pentru că l-am discutat, se acordă autorităților locale, parlamentarilor, lui Șoș Zolta, lui Peter Ferenc, ministrului sportului, Guvernului României și așa mai departe, tuturor care au venit, s-au tras frumos în chip, au aplaudat deschiderea, bravo, bravo, deschidem UPI, yay! S-a întâmplat exact acum un an și e închis. Vă mulțumim, vă urăm să faceți baie și dumneavoastră un an de zile într-o piscină, așa cum facem noi în asta. Vă mulțumim frumos! Cu acestea vă urăm o săptămână bună și să ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție. La revedere! Punctul.ro. Nu numai știri.